Bună dimineața, prieteni! 6 mai 2020, ora 6 dimineața. Am ajuns la crescătorie după tură de noapte și astăzi o să facem primul antrenament cu porumbeii. O să-i ducem pentru prima oară pe acest an porumbeii din lotul de zbor al crescătoriei noastre. După cum v-am spus, este foarte important să antrenăm porumbeii și astăzi vor avea parte de primul antrenament, un antrenament foarte scurt. O să mă duc undeva în jur de 5-6 km, nu mai mult, dar o să vă explic cum procedez pe parcursul videoclipului. Acum o să încep să prind porumbeii și discutăm după aceea. Suntem gata cu prinsul porumbeilor, dragii mei. Mai facem o verificare în boxe. Totul este în regulă. Au rămas puișurii și două femele care încă mai au ouă. Du-te și tu pe ouă. Hai, nu mai sta. O să ies de aici. Am pus apa porumbeilor. O să pun și mâncarea. După cum vedeți, porumbeii sunt în plăzile de transport și îi voi duce la mașină. Pun și mâncarea porumbeilor imediat. Ducem și ultimul zaplas, ultima ladă de transport. O ducem și pe aceasta la mașină. După cum vedeți, avem aici două zaplase cu porumbei și o să-l punem și pe al treilea în mașină. O să mă opresc o scurtă perioadă de timp să fac declarația pentru a putea pleca în regulă și voi continua videoclipul cu drumul și eliberarea porumbeilor. Gata, suntem pe drum. Am completat declarația. Totul este în regulă acum și o să vă arăt și o scurtă bucată din drumul pe care o să-l parcurg. V-am spus, dragii mei, astăzi un antrenament scurt, este primul antrenament din acest an și tocmai de aceea nu mă interesează zborul acum, ca și durată, mă interesează doar să reobișnuim porumbeii cu statul în zaplas și cu plecatul împreună, să aibă parte doar de zvâcul acela de plecare. Asta este important acum și să vedem cum se vor desfășura lucrurile. Timpul este destul de norat, dar v-am spus, la câtă distanță are acest antrenament, este super ok, este în regulă și nu avem probleme. O să vă mai arăt mai departe din drum. Încă mergem, dragi prieteni. O să vedeți ce zonă frumoasă o să vedem imediat împreună. Ne apropiem de locul de unde vreau să lansez. Și sperăm că va fi o lansare reușită. E momentul să antrenăm, dragi prieteni. E momentul să pregătim porumbeii, deoarece concursurile
bat la ușă, cum se spune, și cât de curând vom avea primele curse. Aici uitați-vă cât de frumos se deschide această zonă. Zona este cu adevărat frumoasă aici. Mie îmi place foarte mult. O să urcăm undeva sus acolo și de acolo o să eliberăm porumbeii. O să vă arăt și în partea cealaltă ce frumos se vede. Lucruri care necesită timp, eu v-am spus, sunt după schimbul 3. N-am reușit să mă balason și am zis să facem primul antrenament la porumbei. Să-i ducem pentru prima oară în acest an 2020. Am ajuns pe locul unde vom lansa porumbei. Vă fac o scurtă vizualizare așa. Chiar este o zonă superbă aici. Deși această dimineață nu este cu adevărat senină și frumoasă, ne putem bucura totuși de o priveliște extraordinară. Sunt lucruri plăcute. Frumos. Natura ne face să ne simțim într-un fel aparte. O să dăm porumbei jos. Și după aceea o să îi lăsăm un pic să se liniștească. Așa cred că ar trebui să procedați toți. Acum eu sunt singur, dar de obicei când plecăm mai mulți prieteni, putem să schimbăm o vorbă atunci. Treaba cu liniștirea, să știți că este una destul de importantă. Porumbeii au fost puțin agitați, deoarece au fost prinși, au fost băgați la zaplas. Drumul, zgomotul mașinii, toate aceste lucruri contează. Și tocmai de aceea e bine ca un 5-10 minute să-i lăsați liniștiți pe locuri de unde vreți să lansați. În cazul meu, aprindeți o țigare. Revin și aici, nu sunt bune, nu vă las de fumat. Cei care fumați, dacă puteți, lăsați-le. V-am spus să lăsăm porumbeii să liniștească câteva minute și după aceea îi vom elibera în primul antrenament din anul 2020, primul antrenament în care porumbeii sunt duși de acasă. Vor urma și alte antrenamente mai lungi. Haideți să vorbim despre acest prim antrenament. V-am spus, este unul foarte scurt, undeva 5-6 km. La acest antrenament nu contează decât ca porumbeii să înceapă să își intre în ritm, plecarea, formarea stolului și plecarea către casă. Un alt avantaj al sistemului acesta de antrenamente, începând de la o distanță foarte mică, este acela că porumbeii își găsesc foarte repede casa, lucru care le dă încredere, le dă curaj pentru antrenamentele mai lungi care vor urma sau pentru cursele care de asemenea or să vină. Și cel puțin așa procedăm noi cu porumbeii.
Aștept pe comentarii reacții, aștept să spuneți cum ați făcut voi primul antrenament, la ce distanță. Cred că nu se pune problema de pierderi la primul antrenament la nimeni. Cred că este ok ca și timp. Haideți să eliberăm porumbei. O să deschidem zaplasurile și după aceea o să eliberăm. Hai băieți, hai tata. Au plecat toți. Sunt cercurile de orientare, s-au grupat și în scurt timp vor lua direcția și vor pleca către casă. Deja vedeți, nu se mai rotesc, au dat câteva cercuri și își iau direcția și se vor duce către casă. Timpul este destul de închis, dar nu ne facem probleme din acest punct de vedere. O să încerc să mai apropii pe cât posibil. Porumbeii, vedeți, au plecat deja, se mai zăresc foarte puțin. Deja s-au pierdut din și am apropiat foarte mult. Am apropiat imaginea, porumbei au plecat către casă. Eu, dragii mei, rămâne să vă urez toate cele bune. Să fiți sănătos, să aveți parte de lucruri plăcute în viața voastră. Antrenați-vă porumbei, îngrijiți-vă porumbei. Acum îmi voi relua drumul înapoi către casă. Voi încerca să și dorm puțin, a fost o noapte lungă. Vă salut, dragii mei, toate cele bune. Nu uitați, Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Eu vă salut, toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere, prieteni, zi frumoasă!